În cadrul campaniei celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeii, membrii grupului de lucru la nivelul județului Gorj au fost aplicate chestionare la 126 de persoane și au fost organizate seminare la care au participat elevii a trei licee din Mumbeștejiu, Țicleni și Rovinari. Totodată, reprezentanții Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului au vizitat centrul maternal din Târgu Jiu, iar pe 5 decembrie au oferit cadouri în valoare de 150 de lei la 11 mămici aflate în centru. Știm că toată lumea la ora actuală cunoaște ce e calculator, internet, mașini, nave spațiale, însă peste tot în lume, și cred că Gorjul nu face excepție, încă se practică bătaia, violența, agresiunea, în special în familie. Și de aici a venit ideea de a face totuși un studiu, să vedem cum se raportează oamenii de diferite vârste la acest fenomen, violența domestică. Potrivit reprezentanților Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, în decursul acestui an au fost întâlnite peste 400 de cazuri de violență în familie. Aproximativ 500 de sesizări înregistrate la instituțiile de la nivel județean. Aceste sesizări sunt centralizate de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. Aceste sesizări nu vizează, bineînțeles, doar femei, vizează și bărbați, vizează și copii și nu este vorba doar de violență fizică. Aici ne referim chiar și la anumite strângeri de ordin economic, la violență psihică și așa mai departe. Reflectă cifra aceasta reflectă realitatea? Sunt mai multe Nu, cazuri? Din păcate nu. Este și motivul pentru care noi am ales să facem aceste campanii de prevenire și de informare a populației, pentru că de cele mai multe ori cazurile foarte, foarte grave nu sunt sesizate. Prin organizarea acestei campanii s-a dorit ca cetățenii să conștientizeze că violența nu se manifestă doar sub forma unui abuz fizic, ci și psihologic, sau care îmbracă forma unei forțări sexuale, verbale și economice.